Ne vedem de aici, de pe canapea, pentru că vreau astăzi, tot așa, curăceală, pentru că încă nu mi-a revenit, evident. Voiam să mai filmez ceva și mă gândeam că nu am mai făcut de mult timp un review la niște cărți. Știți că am mai făcut în iarnă la un moment dat sau în primăvară, nu mai țin minte exact, și oricum prin daily vloguri cred că v-am mai menționat niște cărți pe care le-am citit, dar nu am apucat să vi le prezint așa într-un videoclip pe toate și oricum despre multe dintre ele nici nu v-am vorbit. După cum bine știm cu toții, se apropie Crăciunul și ar fi un prilej fain, la fel cum am făcut videoclipul acela de Black Friday cu idei de produse pe care să ți le cumperi de Black Friday, la fel se aplică și cărților, pentru că dacă o să urmăriți pe elefant.ro, pe Bookzone sau pe Libris și evident mai sunt diverse site-uri, dar astea sunt site-urile de pe care eu îmi cumpăr de obicei produsele. Probabil că vor avea mai mult ca sigur reduceri de Black Friday, așa că dacă vreți să vă adăugați la favorite câteva dintre cărțile astea, m-ar bucura enorm. Plus că pe lângă cărțile astea o să vă recomand și câteva seriale și filme la care m-am uitat în ultimul timp, așadar hai să-i dăm bătaie. Știți că eu în ultimul timp am citit foarte multe cărți de la Colleen Hoover și v-am zis că o să le citesc și pe celelalte, tot ce găsesc voi citi și o să vă spun. Și, mă rog, dacă nu știți despre ea, ea de obicei scrie cărți cu tematică romantică sau ficțiune și v-am menționat și în videoclipul de data trecută vreo 5 cărți citite de la ea. Dacă n-ați văzut videoclipul ăla, o să vă las inserat aici pe ecran sau în descriere. Așadar, am mai cumpărat niște cărți de la ea și nu numai. Am aici câteva cărți pe care vreau să vi le menționez, plus câteva pe care nu le mai am în format fizic, asta pentru că cred că v-am mai zis, eu cu fiina mea tot ne facem schimb de cărți, atunci dacă ea își cumpără o anumită carte, nu de fiecare dată mi-o cumpăr și eu și ne tot facem așa, schimbul de la una la alta. Hai că o să încep cu ultima carte pe care am citit-o și este vorba despre aceasta de la Delia Owens, Acolo unde cântă racii. Cred că v-am mai povestit eu la un moment dat sau nici nu mai țin minte dacă v-am arătat un moment în care mi-am cumpărat-o, în momentul în care nu sunteți hotărâți asupra unei cărți, dacă vă place, nu vă place, dacă se merită să o citiți sau nu, să știți că este un site, cred că Goodreads, dacă țin bine minte, o să vă las aici pe ecran. Și acolo puteți să menționați titlul cărții și vă apare cam ce notă are cartea respectivă. Ăla e un site destinat recenziilor de carte și eu foarte recent am auzit de site-ul ăla, adică nu mă interesa neapărat subiectul, mă mulțumeam cu recenziile pe care le găseam pe Elefant, pe Bookzone sau pe Libris, dar vă zic sincer că m-au ajutat în alegerea viitoarelor cărți pe care mi le-am pus așa la favorite și pe care o să le vânez acum de Black Friday. M-au ajutat foarte mult recenziile astea ca să-mi dau seama dacă se merită sau nu să cumpăr cărțile respective. Și revenind la această carte, este destul de groasă, cred că are în jur de 450 de pagini aproximativ și este superbă. Și în această carte oarecum este vorba despre o investigație și un pic de romantism, așadar vă recomand din suflet. Se citește puțin mai greu la început, asta pentru că folosește un limbaj un pic popular, un limbaj un pic mai greu, nu știu, mi se părea că la început seamănă așa cu romanele alea Ion, Moromeții, stilul ăla de scris. Dar asta a durat câteva pagini, după care vă zic sincer că n-am mai putut să o las din mână și mi se pare superbă. Nu o să vă povestesc exact ce se întâmplă în cărți, pentru că altfel mi se pare că efectiv vă pierde interesul ăla să o mai citiți dacă vă povestesc eu tot ce se întâmplă. Are un subiect polițist, este și romantică, e vorba de singurătate, despre viața singur și despre problemele ei, drame, traume din copilărie și vă zic că e chiar faină și ceea ce e fain, pentru că v-am zis că vreau să vă recomand și câteva seriale și filme, s-a făcut și film după carte și l-am văzut și pe el, îl găsiți pe HBO Go, dacă nu acolo îl puteți descărca de pe Filmist și este excepțional, mi se pare că e printre puținele filme la care m-am uitat, mă refer așa, care să fie după carte, care să zic că au urmat cursul cărții și că au fost replicile la fel, personajele alese aproape la fel, deci chiar mi se pare super tare, așadar vă recomand atât cartea cât și filmul. În ultima carte, că o să încerc să le iau așa invers după cum le-am citit, evident ultimele, vă dați seama că nu o să mai țin minte exact tot ce s-a întâmplat în carte, dar dacă mă uit așa pe ea îmi aduc aminte. Este vorba despre aceasta de la Colleen Hoover, Never Never. Și am văzut că a apărut cartea asta Never Never pe, cred că pe Bookzone, oare am văzut-o, nu mai țin minte exact, și am adăugat-o acolo direct în coș, nici nu m-a mai interesat ce preț are, pentru că am zis clar că vreau să o citesc. Și am mai văzut că a mai apărut încă una, Too Late, mi se pare, nu mai țin minte exact, dar oricum e acolo la favorite, vine Black Friday, așteptați numai că o să le cumpărăm. Și vedeți că și cartea asta e destul de groasă, eu
plouă mai de mult, vă zic sincer, uram cărțile groase. Deci când vedeam o carte din asta, fugeam cât colo. Deci pur și simplu nu voiam să le încep. Și încă știu că sunt persoane care, nu știu, au fobie de cărțile astea groase, că ai impresia că nu le mai termin. Deci eu vă zic că de la scriitoarea asta, cred că și dar fi o carte de 2000 de pagini, cred că aș citi eu, pentru că mi se pare că are un scris atât de fain și ușor de citit și de înțeles și pur și simplu nu poți să lași cartea din mână, că de-abia aștept să vezi ce se întâmplă în continuare. Te oprești numai cât să mergi să mănânci, să îți faci treburile prin casă sau așa ce musai și îți vine să te duci din nou la cartea asta. Așa, long story short, e vorba despre doi adolescenți care uită efectiv tot despre ei, nu își aduc aminte nimic și toată cartea practic se învârte după subiectul ăsta, încearcă să-și dea seama ce se întâmplă cu ei. Și, mă rog, m-am așteptat un pic la un final diferit. Cred că cartea asta și Laila, pot să zic că din câte am citit, nu mi s-au părut cele mai strălucite, dar mi-a plăcut foarte mult până la final. Deci, pur și simplu, la final s-a întâmplat, pur și simplu, finalul nu mi-a plăcut, nu pot să, nu știu să vă zic neapărat de ce, cred că am avut eu așteptări prea mari, am crezut că o să fie ceva SF, că o să se întâmple nu știu ce chestii. Dar, de fapt, finalul mi s-a părut destul de basic, având în vedere suspansul care a fost pe parcursul cărții, dar asta, mă rog, e strict părerea mea și poate sunt persoane care o să zică că le-a plăcut foarte mult, dar mie personal mi se pare că din toate cărțile pe care le-am citit până acum și cred că le-am citit aproape toate care sunt în limba română și pe care le găsești pe internet, bine, mai sunt vreo 2-3 pe care nu le-am citit, dar urmează. Pot să zic că asta și Laila nu m-au dat pe spate extraordinar ca final. Laila nu mi-a prea plăcut pe parcurs, nu știu, pur și simplu mi s-a părut așa ruptă din stele. Pur și simplu cred că nu m-am putut transpune efectiv citind cartea aia, pentru că eu obicei în momentul în care citesc și mă prind o carte, așa nu știu dacă pățiți și voi treaba asta, efectiv zici că-s eu acolo, zici că eu-s personajul ăla, eu trebuie să aflu, eu trebuie să știu și efectiv citesc așa cu sufletul la gură și în momentul în care a terminat, cartea, zici că nu există. Asta e ca și când ne uitam mai de mult la seriale, eram mai prin liceu sau așa, nu știu, că m-am uitat la Gossip Girl sau la nu știu la ce seriale din astea super așa și am stat în suspans. Pur și simplu când se terminau zici că n-aveam viață. Deci pur și simplu 2 zile zici că nu știam ce să fac, nu aveam chef să fac nimica pentru că zici că eu pățeam nu știu ce, zici că s-a terminat acolo, punct, viața și zici că nu puteam să-mi intru eu înapoi în rutina mea zilnică. Cam așa se întâmplă de obicei cu cărțile astea de la Colin, dar asta vă zic, clar nu m-a dat pe spate finalul. În schimb, eu zic că merită citită pentru că e faină până la punctul ăla. Acum fiecare cum interpretează finalul, asta e la latitudinea fiecăruia. Apoi o altă carte de la Colin Hoover, pentru că v-am înnebunit și știți că o să mai urmeze. Vă mai zic de acum, încă 2 cărți mai avem de la ea. Și este vorba despre aceasta, Totul începe cu noi. Este practic continuarea. Țin minte dacă v-am menționat-o și pe asta în videoclipul de data trecută, pentru că atunci cred că citisem doar prima parte și încă era la nu știu, cred că încă nu era disponibilă cartea asta sau nu mi-am dat eu seama care continuare, dar după aia am adăugat-o în coș. Deci practic este continuarea de la cartea aceea cu Totul se termină cu noi, care are copertă roz, seamănă foarte bine coperțile atâta ca aia e cu roz. Și vă zic că cartea asta, din nou, efectiv n-a respirat citind-o, deci mi s-a părut genială. Se continuă foarte fain cu prima carte și vă zic că n-am putut să o las din mână, mi s-a părut genială. Apoi, mai avem aici o carte care, vă zic sincer, din nou, deci eu când vă zic că îmi place o carte, eu chiar nu exagerez, adică la modul ăla cu citesc într-o zi sau două dacă am timp, deci nu-mi vine să nu o las din mână deloc. Și este vorba despre cartea aceasta de la Martin Lugand, nu știu exact cum se pronunță, Ceea ce nu poate fi ascuns. Deci, cartea asta, fetelor, băieților care vă uitați, deci musai să vă o cumpărați. Pur și simplu, n-am respirat până am terminat-o, deci mi s-a părut genială și i-am dat-o și fiinei mele și au zis că efectiv o terminat-o, cred că într-o zi sau două, pentru că i-a plăcut-o foarte mult. Asta e tot așa romantică și cu o dramă cotă 1000. Deci, vă zic, e superbă. E practic vorba despre o femeie care la un moment dat își întâlnește fosta iubire și se află niște chestii pe care ea vrea să le ascundă. Toată cartea se învârte pe subiectul ăsta, până la urmă se află adevărul, niște drame, se strică relații, deci e super complicat genul ăla de telenovelă, dar nu telenovela aia chicioasă, ci pur și simplu
cumva viața reală, nu știu cum să zic, mi s-a părut foarte faină cartea asta, așa că vă recomand chiar din suflet, deci musai să vă luați și nici nu-i foarte groasă, asta cred că a avut 300, a, de fapt are și asta, 350 de pagini, dar vă zic, nici nu simți cum trec paginile. Apoi o altă carte pe care o am de la Colleen Hoover este aceasta, Frânturi din el. Deci vă zic, și cartea asta o ador. Practic este vorba despre o femeie care la un moment dat ajunge în închisoare și în momentul în care iese de acolo, mă rog, știe că are o fată de 4 ani cu care încearcă să reia legătura și cumva nimeni nu o lasă să reia legătura cu fiica ei. La un moment dat se și înfiripă o relație între ea și un bărbat care oarecum e veriga ca ea să ajungă la fiica ei și practic băiatul ăla reușește cumva până la urmă să o ajute, dar vă zic că n-am lăsat-o din mână, deci așa de faină e, deci musai să vă puneți și pe asta pe lista de favorite și să încercați cărțile astea de la Colleen Hoover dacă nu le-ați dat nicio șansă până acum, pentru că sunt superbe. Apoi o altă carte de la Colleen Hoover, aceasta, Hard Bones. Vă zic de toate că superbe, acum voi alegeți care vă plac, evident citiți pe spatele lor, vedeți care ce notă au. Aceasta are 315 pagini și e vorba despre o fată care trăiește într-o familie săracă, părinții sunt divorțați, rămâne cu mama și la un moment dat mama ei moare în urma unei supradoze de droguri și rămâne singură, la un moment dat încearcă să se descurce așa cât se poate, după care își dă seama că nu mai reușește nici cum și ia legătura cu tatăl ei. Efectiv, toată viața ei se schimbă pentru că își dă seama că între timp tatăl ei de fapt are o situație financiară ok și că de fapt toate ajutoarele pe care tatăl ei le-ar fi trimis pentru ea, pentru studii și așa mai departe, nu ar fi ajuns niciodată la ea și își imagina că tatăl ei a respins-o, că nu vrea să o caute, că nu vrea să audă de ea, deși îndrăgostește de un băiat care era destul de ciudățel așa. Și evident că în orice carte se află până la urmă motivul pentru care el era așa tăcut și apare acolo o dramă, finalul este despre treaba asta. Și vă zic că mi-a plăcut-o foarte mult, deci vă recomand și pe asta din suflet. O altă carte super interesantă și cumva amuzantă pe care am citit-o este Una dintre noi a murit. Cred că am lăsat-o undeva prin bibliotecă, că am uitat să o aduc aici, acum mi-am adus aminte de ea. Deci o ador, mi se pare genială. E cumva vorba despre niște fete dintr-un salon și reflectă viața reală de persoane care au bani și vor cumva prioritate, vor servicii mai, vor servicii ceva mai bune, îs o grămadă de bârfe, deci practic reflectă viața într-un salon de înfrumusețare, printre care se numără și patroana, plus toate clientele ei și la un moment dat, după cum se numește și cartea, una dintre ele moare și începe să devină o dramă și toată lumea încearcă să-și dea seama cine pe cine urăște, care cu care s-o bârfi, ce s-a întâmplat, deci practic zici, efectiv reflectă viața reală și inclusiv finalul a fost foarte tare. Cumva mi s-a părut foarte tare cartea și cum era scrisă și așa cum reflectă realitatea, efectiv e și comică, pur și simplu îți vine să râzi la câte prostii poți auzi într-un salon de înfrumusețare și mi s-a părut foarte tare, chiar genială cartea, e ceva mai subțirică, nu a fost așa de groasă. Dar vă zic că e foarte, foarte tare și vă recomand și pe ea. Și încă o carte pe care vă recomand de la Geneva Ross, cred că ea a scris și aceea cu Una dintre noi a murit, este vorba despre cartea La bine și la rău. Nu mai îmi amintesc dacă v-am menționat-o printr-un daily vlog sau dacă am vorbit altă dată despre ea, dar vă zic că este absolut genială. Deci felul în care au ieșit lucrurile și felul în care se termină, deci vă zic, vă lasă cu gura căscată. Vorba despre doi oameni căsătoriți și la un moment dat soțul o înșală și își găsește amanta moartă și la un moment dat cred că îi spune soției sau ascunde de soție în primă fază, dar până la urmă se află și cumva toată cartea se învârte între a-l ajuta și a-l îngropa efectiv, așa că vă zic, vă ține într-un suspans și finalul e absolut genial. Și ultimele 3 cărți, mă rog 4 aproape, pe care vreau să vi le recomand, practic este o serie pe care am citit-o, cred că anul trecut, undeva pe sfârșitul anului, ceva de genul. Și este vorba despre aceasta de la Holly Jackson, Crima Perfectă. Practic, prima carte se numește Crima Perfectă, după care Fată cu minte răzbunare cruntă, La un pas de moarte și ultima este Crima de la Conacul Remy. O să vi le las aici și oricum vi le las toate în descriere. Nu știu dacă chiar nu mai țin minte dacă vi le-am menționat sau nu, dar nu cred că le-am ratat să nu vi le menționez prin daily vloguri. Deci
Vă zic, cărțile astea din nou m-au făcut să stau acolo lipită de ele. Deci cred că le-am citit în momentul în care am fost în Cipru, exact acum un an. E genul ăla de carte polițistă, dar e vorba despre niște adolescenți, adică toate crimele astea și tot ce se întâmplă e în perioada adolescenței. Unul dintre personaje, adică o fată, reușește să dezlușească tot misterul ăsta și să își dea seama de cine realizează crimele astea și evident, după primul volum, începe o continuare și în fiecare carte e vorba despre o altă crimă, un alt mister, o altă dramă, o nouă chestie de descoperit și vă zic că e superbă. În schimb, ultima carte nu are nicio treabă cu celelalte, adică nu e nici măcar la fel de groasă, chiar zici că e o carte de copii, foarte mică, foarte subțire. Acum merită să o citiți și pe aia ca să vedeți cum se încheie seria, dar nu pierdeți nimic dacă o lăsați așa și nu o citiți. Practic, în a patra carte nu se întâmplă nimic din ce se întâmplă în primele trei, adică e total altă tematică și nu e la fel de misterioasă și dramatică și polițistă ca și celelalte, dar cel puțin pe primele trei vi le recomand din suflet. Cred că alea au fost chiar primele cărți pe care le-am terminat cumva la începutul anului ăsta și, mă rog, tot ce am mai citit anul ăsta, mai sunt și altele pe care cred că am uitat eu să le menționez. Cam asta treaba cu cărțile. Vi le recomand pe toate, pe toate vi le las în descriere, cu link-ul și cu denumirea. Iar acum, în ceea ce privește filmele și serialele, nu o să vă vorbesc despre foarte multe, pentru că nu am apucat să văd în ultimul timp foarte multe, pentru că de obicei ori citesc, ori mă uit la seriale. Îmi place mai mult să citesc decât să mă uit la filme și la seriale, plus că în ultimul timp nici nu prea pot să zic că am găsit ceva extraordinar. În primul rând v-am zis, am văzut filmul după cartea asta, Acolo unde cântă Raci. V-am zis că îl găsiți pe HBO Go sau pe Filis. Apoi, dacă ne raportăm la Netflix, zic, dacă vreți un serial din ăla să vă dea mindfuck și să, efectiv, să nu știți de unde vă culegeți la final, se numea Prin ochii ei. Deci, vă zic că e cumva psihologic, e thriller, e dramatic, deci tot ce vrei de la un serial. Vă zic că finalul, deci, mindfuck total. Deci, pur și simplu, nu înțelegeam, nu știu, nu puteam să îmi fac eu așa în minte un final, pur și simplu, pentru că de multe ori îți cam imaginez ce se întâmplă sau îți cam dai cu presupusul, dar aici, efectiv, m-o lăsa mască. Deci, pur și simplu, nu m-am așteptat la finalul ăsta. Chiar un alt serial pe care l-am văzut tot așa, cred că l-am terminat acum vreo 2 sau 3 săptămâni, se numea Sweet Child. E un serial german, din ce mi-aduc eu aminte. Așa, e cu dramă, cu mister, cu poliție, cu investigație, cu bla bla bla. Și e vorba despre niște copii care sunt ținuți într-o casă ostatici cu un psihopat, ca să zic așa, care își imaginează familia lui și își creează efectiv familia. Adică răpește persoane și le obligă să se poarte exact ca și cum ar fi soția lui sau whatever, cu niște reguli foarte stricte și la un moment dat femeia reușește să evadeze și o investigează toată lumea, încearcă să se prindă făptașul și tot acolo e o poveste. Copiii sunt foarte ciudați, în special fetița, e super creepy și efectiv nu-și dă nimeni seama ce se întâmplă cu ea, nu reușește să o facă să vorbească nimica, ea cumva era setată pe ceea ce o învăța să fie și să reacționeze, adică nu știa că n-are voie să vorbească cu străinii, știa că n-are voie să vorbească despre ce se întâmplă acolo, să nu vorbească cu străinii și efectiv nimeni nu reușea să scoată de la ea informații și până la urmă cu poliție, cu drame, cu investigații, cu tot se află adevărul și, mă rog, un pic finalul, cred că din motiv ce m-am uitat la ăla prin ochii ei și m-am așteptat la un final din ăla mindfuck total, am avut aceleași așteptări la final și la ăsta. Pentru că cumva zici că ducea în aceeași direcție, dar până la urmă finalul a fost un pic diferit, dar mi-a plăcut finalul, nu pot să zic că nu, doar că am avut eu așteptări așa, cred că prea extra, pentru că nu a fost exact așa cum am așteptat, dar oricum am avut un final ok și până la urmă mi-a plăcut. Acum ne uităm la un serial sub ura, italian, cu mafie, droguri, mister, drame, tot ce vreți, mi se pare genial, dar dacă îi dați o șansă, încercați să îi dați o șansă așa mai mult, adică eu primele vreo 2 sau 3 episoade pur și simplu la un moment dat nu înțelegeam nimic, adică erau prea multe personaje,
parcă era prea lentă acțiunea. Ne-am hotărât să ne uităm la el în continuare pentru că am primit foarte multe recomandări și am văzut că are notă foarte mare. El are 3 sezoane, e vorba de serial, acum să menționez. Și vă zic că de-abia pe la episodul 4, ceva de genul, a început să aibă acțiune și să te prindă efectiv acțiunea aia și nici nu pot să vă zic neapărat de ce ne uităm la el, că nu pot să zic neapărat că am prins drag de vreun personaj sau altul, dar pur și simplu drama aia și felul în care se întâmplă acțiunea, cred că te ține acolo, pentru că chiar asta vorbeam cu Sabine în unele filme sau seriale, mă rog, atâta o lălăie și îi cu pistolul ăla la cap, da, păi stai că nu-l mai împușc, stai că nu știu ce, și te gândești, bă, dar unde e poliția în timpul ăla, unde e săia, unde, de ce nu l-au împușcat, au avut ocazia. Deci aici nu se stă pe gânduri, deci ca să înțelegeți, deci dacă ți-au pus pistol la cap, ești mort. Adică nu, îmi place că nu tot lălăie situațiile și nu lungesc așa o fază aiure, adică dacă o prins omul și vrea să-l omoare, ți-l omoară, adică asta mi-a plăcut, că se iau acțiunile așa și îți cumva așa cum ți-ai dori să le și vezi. Suntem la sezonul 2, cred că mai avem un pic din el și mai avem încă un sezon și vă zic că devine tot mai fain, așa că neapărat să-i dați o șansă. Îmi place să fie, chiar dacă e o temă romantică sau ceva, îmi place să fie acolo ceva, nu știu, să fie un mister, să fie o crimă, să fie ceva de descoperit, un secret, o chestie, de să fie ceva acolo, că altfel parcă nu mă ține acolo, nu mă ține cartea, filmul, serialul, decât dacă are una dintre elementele astea. Așadar, da, cam astea sunt recomandările mele în ceea ce privește cărțile, filmele și serialele din ultimul timp pe care le-am văzut. Nu uitați să-mi lăsați în comentarii dacă ați citit și voi din cărți sau dacă v-ați uitat la unul dintre seriale sau la filme și v-au plăcut și vouă și dacă aveți alte recomandări de cărți sau seriale, filme interesante cam tot pe aceleași subiecte, vă rog să-mi lăsați de știre în comentarii. Vă pup, vă îmbrățișez, aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare de la ora 8 în fiecare luni și joi.